Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit după o îndelungată absență. După cum v-am promis, este seara marilor dezvăluiri la România TV în legătură cu criza politică fără precedent. Avem bomba serii, domnilor și domnilor, și vă detaliem negocierile momentului. Sunt dezvăluiri spectaculoase de culise, iar cei mai importanți lideri politici vin la punctul culminant. Va fi sau nu Florin Câțu nou premier? Aceasta este întrebarea momentului. Ce condiții pune USR la momentul votului decisiv? Și mutarea surpriză pregătită de PSD, ce vor să facă oamenii lui Marcel Ciolacu? E un război total pentru fotoliu de la Palatul Victoria. Liderul propus de PSD pentru Palatul Victoria rămâne același și totodată este revoltă majoră, un scandal care zguduie din temelii partidul. Stenogramele incendiare care scot totul la iveală vi le voi prezenta în această seară. S-a pus sigiliu pe birouri, iar oamenii sunt dați afară pe capete. Toate acestea și multele altele le vom aborda într-o ediție cu totul și cu totul specială. Dați-mi voie să vă prezint invitații, să le mulțumesc că alături de mine în această seară. Principalele două partide din România reprezentate în această emisiune, Partidul Național Liberal, prin proaspăt realesul deputat Răzvan Prișcă. Bună seara, Răzvan, felicitări. Bună seara. Mulțumesc că ești mulțumesc. Cu noi. De asemenea, proaspăt reales și senatorul Lucian Romașcanu, reprezentant al Partidului Social. Bună seara și dumneavoastră, domnule Romașcanu, și mulțumesc că sunteți împreună. Bună seara și bine v-ați întors sănătos la serviciu. Doamne ajută, sănătos și testat, ca să n-aibă nimeni dubii. Îi salut totodată pe prietenii mei jurnaliști, Sorin Roșca Stănescu și Bogdan Chiriac. Nu mai au nevoie de nicio prezentare. Bună seara, domnilor, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Bună seara. Imediat se va alătura micului nostru panel intelectual și președintele Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu, pentru a comenta decizia de ultimă oră a liberalilor anunțată de premierul demisionar Ludovic Orban. Să-l ascultăm. Am convocat reuniunea Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal pentru a decide propunerea Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru. Cu o singură abținere, Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Florin Câțu. De asemenea, în cadrul reuniunii Biroului Politic Național, am stabilit partenerii posibili cu care negociem formarea unei majorități parlamentare pentru susținerea guvernului. Este vorba despre USR+, despre UDMR. De asemenea, vom purta discuții și negocieri și cu grupul minorităților din Camera Deputaților. Există șansa de formare a unei majorități parlamentare pe baza rezultatelor care le avem în acest moment. Este indicată clar posibilitatea de formare a unei majorități. De asemenea, am decis formarea unei echipe de negociere care să fie condusă de președintele partidului alături de primul ministru pe care l-am propus, care să negocieze programul de guvernare, formula de guvern și, evident, vom avea discuții legate și de Parlament. Deci, surpriza serii este că nu domnul Ciucă este alegerea, cel puțin temporară, a liberalilor, ci domnul Câțu. Bună seara, domnule Ciolacu! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație și, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să transmit condolențe familiei fostului meu coleg Sebastian Rardu și bunului meu prieten. Dumnezeu să-l odihnească, condoleanțe familiei și din partea noastră. Dincolo de evenimentul ăsta tragic, se întâmplă multe în această perioadă, se întâmplă și evenimente politice, domnule Ciolacu, și prima întrebare, v-a surprins AUBA nominalizarea domnului Câțu? Este continuă o tentativă de confiscare a votului românilor, chiar un derapaj evident de la democrație. Și vreau să vă asigur, nu neapărat pe dumneavoastră, cât și pe telespectatorii dumneavoastră, că o să folosim absolut toate armele constituționale și juridice de a apăra votul românilor de duminică,
6 decembrie. Puteți detalia un pic, domnule președinte, ce înseamnă toate armele constituționale și juridice? Absolut. Vom folosi toate pârghiile noastre constituționale și juridice de a apăra votul românilor și de a apăra acest derapaj de la democrația unui stat european. Domnule președinte, vă rog, vă ascult. Este o... Nici nu am cuvinte cum să mă exprim. Ceea ce se întâmplă acum nu se întâmplă în nicio țară europeană. Avem declarațiile până și a lui Orban, care spune foarte clar că partidul care câștigă alegerile nominalizează primul ministru. Vedem această rușine de propunere. De ce rușine? Noi vorbim aici de groparul economiei românești din ultimele un an de zile. Vorbim de artizanul la 25 de miliarde împrumutate de către România și pe care până acum nimeni nu a aflat unde s-au dus acești bani. Singurul lucru pe care l-am aflat, tot datorită unei intervenții în Parlament a Partidului Social Democrat, cerând un control al Curții de Conturi, și am aflat că parte din banii noștri, ai tuturor, s-au dus pe furtișagurile de la Unifarm sau pe ventilatoare plătite în avans, care nici în acest moment nu au venit în România. Acestea sunt singurii bani publici pe care am aflat cum i-au gestionat domnul Câțu în toată această perioadă. Era mai prizabilă propunerea domnului general Ciucă decât a domnului economist Câțu? Nu este. Într-o democrație nu poate să vină o gașcă a perdanților, și aici mă refer în mod explicit la Partidul Național Liberal și la USR, care au pierdut alegerile și cu un tupeu și împinși de la spate de un președinte care și-a depășit prerogativele constituționale, să vină cu astfel de propuneri înainte de a avea consultări, în primul rând cu Partidul Social Democrat, partid care a câștigat aceste alegeri în acest moment. Domnule președinte, propunerea noastră rămâne foarte clară. Mâine, în cadrul Biroului Permanent Național, o să cer votul colegilor mei, este domnul Alexandru Rafila. Nu poți, în plină pandemie, cu recorduri negative la fiecare zi de decese. Și aici și colegul meu, pe care vreau să vă spun, un om tânăr, de până în 50 de ani, un om care nu fuma, nu consuma alcool, un sportiv, deci acest virus nu alege, cum sunt poveștile la televizor, în funcție de vârstă sau de excesele pe care le facem în viață. Să vezi acest circ al perdanților, cum vin și își împart, apare trompeta PNL-ului domnul Rareș Bogdan, cum își împart ei ministerele. N-au înțeles nimic din votul românilor, dar absolut nimic. Domnule președinte, în actualul context, vă mai duceți la consultări la Palatul Cotroceni cu sau fără Alexandru Rafila propunere? Am pus o condiție foarte clară. Respectăm Constituția. Dacă Partidul Social Democrat va fi primul partid chemat la Cotroceni, ne vom duce. Și dacă nu? Dacă Partidul Social Democrat se continuă această jignire, nu neapărat a Partidului Social Democrat sau a mea personal. Până la urmă, noi reprezentăm în acest moment voturile a milioane de oameni care au considerat că Partidul Social Democrat este partidul câștigător al acestor alegeri. Atunci, la o asemenea sfidare a președintelui Iohannis, sub nicio formă nu vom merge la consultă. Ați avut vreun contact formal, informal, direct sau prin intermediar cu domnul președinte Iohannis de la anunțarea alegerii votului? Nu am avut niciun contact cu domnul președinte Iohannis. Nici măcar instituțional, ca de la președinte de țară la președinte de cameră? Aștept să am
aștept să am un singur contact instituțional, să fim invitați primii, cu prima propunere, conform Constituției României, la Palatul Cotroceni. Domn președinte, presupunând că să și întâmplă minunea asta și vă duceți la Cotroceni și îl propuneți pe doctorul și profesorul Rafila, aveți totuși în spate o marjă de negociere intraparlamentară astfel încât să faceți acea majoritate sau vă duceți și vă face bucuria domnul Iohannis și vă pică în 2 timp și 3 mișcări guvernul în Parlament? Domnul Iohannis este obligat să-l desemneze pe domnul Rafila prim-ministru. Poate, dacă dânsul are alte informații decât mine, că este în acest moment cel mai bun specialist din România în ceea ce privește gestionarea pandemiei, un om recunoscut atât pe plan național cât și internațional, atunci să ne le aducă la cunoștință. Dar dânsul este obligat să-l desemneze pe domnul Rafila, iar domnul Rafila are 10 zile să-și creioneze majoritatea. Bun. Partidul Social Democrat va vota doar pe domnul Rafila prim-ministru prin cele două variante. Ori mergem cu un guvern minoritar, nu este pentru prima oară sau în România, au avut și PSD-ul guvern minoritar. Și PNL-ul. A avut și domnul Tărgeanu și PNL-ul în acest, până să-și dea demisia inconștientul Orban. Deci și domnul Cioloș a fost guvern minoritar sau un guvern de uniune națională, cum s-ar impune într-o astfel de perioadă și astfel de criză, în primul rând sanitară și pe urmă economică, un guvern de uniune națională, dar condus de către Alexandru Rafila, propunerea partidului care a câștigat aceste alegeri. Domnule președinte, nu a perdanților. Dar într-un guvern de uniune națională, într-un guvern de uniune națională, ați fi colegi, presupunând că domnul Iohannis se îndoaie, ați fi colegi cu inconștientul Orban și cu groparul Câțu, sau mă rog, cu oamenii lor. Depinde pe cine or să nominalizeze Partidul Național Liberal și cum urmează negocierile. În primul rând, să hotărască ședintele pe cine desemnează prim-ministru. Și dacă, de fapt, trebuie să hotărască dacă respectă Constituția sau nu o respectă. Deci, poziția noastră este fermă. Dacă nu vă cheamă primii să vă duceți cu propunerea profesorului Rafila, nu călcați la Cotroceni? Nu. Nu avem. Înseamnă că e o sfidare la adresa românilor care ne-au votat și acest lucru eu nu pot să-l permit. Domnul președinte, vă mulțumesc mult pentru disponibilitate și pentru intervenția în această emisiune. Condoleanțe încă o dată pentru colegul dumneavoastră. O seară bună și ne mai auzim. Domnule Prișcă, ce posibilități constituționale, vă întreb în calitate de jurist, nu neapărat de liberal, are partidul domnului Ciolacu să încerce, cel puțin, să blocheze o nominalizare a Partidului Național Liberal? În primul rând vreau și eu să admit condolanțe familiei lui Sebastian Radu, fost nostru coleg deputat din partea PSD-ului, a fost și eu șocat astăzi când am auzit vestea morții sale. Legat de ceea ce se poate întâmpla la negocierile care vor urma, lucrurile mie mi se pare destul de simple. În Constituție, iar se spune foarte clar, dacă există un partid și n-a existat în 30 de ani în România care într-adevăr câștigă alegerile, adică cine își pus din numărul de mandate din Parlament, atunci președintele, da, este obligat de Constituție să desemneze candidatul pe care acel partid îl propune. Dacă nu, președintele, în urma negocierilor, observă dacă există degajată o majoritate în Parlament. La ora aceasta există deja premizele acestei majorități, formate în cele trei mari partide, PNL, USR și UDMR. Împreună avem undeva la 260 de parlamentari, adică undeva la 57-58% din numărul de mandate din Parlament. În atare situație, categoric PSD-ul va fi invitat și categoric poate fi invitat ca prim partid la negocierea, la consultări. Nu știu dacă contează așa de mult că vine la ora 11 sau vine la ora 13. Dacă asta este condiția domnului Ciolacu, poate să-l cheme la ora 11. Nu e niciun fel de o problemă. Problema este însă că cu cei 30-31% din Parlament pe care vor avea cei de la PSD, nu au cum matematic să formeze vreo majoritate în condițiile în care și PNL-ul și USR-ul au anunțat inclusiv din campanie
că sub nicio formă nu vom face vreo alianță politică cu PSD-ul și mai nou și cei de la AUR, proaspăt intrați în Parlament, au anunțat deja că nu vor face alianță cu cei de la PSD. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt destul de clare, mai ales că împreună cu USR avem o viziune destul de apropiată vis-a-vis de ceea ce trebuie făcută în următorii 4 ani de guvernare. Avem destul de multe principii care, comune și multe altele asemănătoare, iar cu cei de la UDMR facem parte chiar din aceeași familie politică, adică a Partidului Popular European, la nivel european. Deci nu este nimic surprinzător, nici pentru electorat. Oamenii au știut. Imediat. Toți alegătorii PNL-USR au știut că după alegeri va veni un guvern de coaliție, USR și PNL. Stați un pic, va veni dacă se vor îndeplini toți pașii constituționali. Exact. Ei, acești pași au fost îndepliniți prin votul oamenilor. Da, momentan, domnul Prișcă, dumneavoastră n-ați candidat în coaliție, pentru că dacă ați fi candidat în coaliție, ați fi avut 57% și era rezolvabilă problema din prima. Deocamdată aritmetica ține cu PSD-ul. Au avut cu 5% mai mult decât dumneavoastră. E atât de greu. Nu ține. Este câștigătorul simplu al acestor alegeri. Da. Nu ține cu PSD-ul. Nu este câștigătorul absolut. Asta încerc să vă spun. Dar stați aritmetic, un pic. Nu scrie nicăieri în Constituție, domnul Prișcă, de câștigător simplu sau absolut. Ok. Da, domnul Rămășcanu, înțeleg că vreți să faceți niște precizări, vă ascult cu interes. Da, nu, vreau să-l pun un pic pe linia adevărului pe domnul Prișcă și după aia mergem înainte. Prima chestiune este că Constituția, scuzați cacofonia, are și literă și spirit. Spiritul spune totul să chem câștigătorul la prima negociere. A doua chestiune pe care domnul Prișcă o spune este că toată lumea a spus că îl votează pe nominalizatul PNL-ului. Mai cât fals. În primul rând că dumnealor s-au certat cu USR-ul până cu 4 zile înainte de alegeri, până a ieșit domnul Iohannis și a spus: domnule, sunteți prieteni, nu știți, dar sunteți prieteni. După care UDMR-ul nu s-a pronunțat, AUR a spus că nu face alianțe, iar minoritățile au tăcut. Deci dacă tu faci prima nominalizare conform Constituției, în spiritul ei, PSD-ul este în măsură să propună chiar un guvern minoritar, susținut, și hai să venim la aritmetica domnului Prișcă, susținut de PSD, AUR, UDMR, minorități. Domnul Iohannis ia șansa primei negocieri a câștigătorului, nemai dând nicio posibilitate să facem, putem să le facem, probabil că aceste negocieri se vor face și o să vedem ce surprize vor ieși. Dar faptul că domnul Iohannis nu vrea să se țină de ceea ce ar trebui să facă, este un semnal extrem de rău, criticat de toată lumea. I-a ieșit OSCE-ul și i-a spus că n-are ce căuta în alegeri. Trebuie să mai iasă o dată OSCE-ul să-i spună că n-are ce căuta în halul ăsta, în procesul de negociere? Probabil că nu. Breaking news. Nu știu dacă se uită sau nu la televizor domnul Iohannis și vrea să-i răspundă domnului Ciolacu, dar mâine președintele cheamă la Cotroceni liderii coaliției pe care a anunțat-o și domnul Prișcă, respectiv ai Partidului Național Liberal, USR și UDMR. Ora încă nu e stabilită, în măsura în care vom afla, vă vom ține și pe dumneavoastră la curent. Nu, Chiriac, nu e cam pe față așa? Ba da. Este o încălcare evidentă a spiritului Constituției. Ne așteptam la asta încă dinainte de a se desfășura alegerile pe 6 decembrie. Este regretabil, fiindcă este un precedent care se înregistrează în România. Din nefericire, astfel de lucruri au mai fost în istoria recentă a țării noastre. Când cu USL-ul, când ce a fost cu nu știu ce, până 2012 și alte lucruri. Și oricum ați privi lucrurile astea, nu sunt democratice. Deci este normal ca partidul care, altfel de ce ai mai făcut alegeri, partidul care a ocupat locul întâi la aceste alegeri să fie desemnat primul, să încerce să formeze o majoritate parlamentară. Nu reușește, după 10 zile predai mandatul și atunci dai mandatul PNL-ului să formeze el o majoritate. Este foarte simplu și normal și logic și democratic. Acum, practic, este o violare a spiritului Constituției. Ăsta e cuvântul. Mai departe, ce face PNL-ul acum este profund greșit. Cel care trebuia să rămână în funcție, și o spun, știi bine, Victor, că n-am fost
vreun admirator al fostului premier Ludovic Orban, dar trebuie să recunosc, ba din potrivă, trebuie să recunosc că e nevoie de o personalitate precum Ludovic Orban, care muncește 16 ore pe zi, că cei al lui e pus deoparte, și cu foarte multă experiență politică, ca să țină în mână un guvern care oricum va exploda mai devreme, mai degrabă mai devreme decât mai târziu. Adică un guvern în care ai USR-ul, știți că USR-ul deja a pus prima condiție, ei vor neapărat Ministerul Justiției. Adică totuși Cătălin Predoiu are toate ok-urile din Bruxelles, din Washington, din ce vreți dumneavoastră, din sistem, de pe peste tot. Pentru ălea din sistem mă îngrijorează pe mine. Da, sigur, sunt niște probleme care trebuie discutate, le-am avut în presă, PSD-ul nu le-a mai apăsat, poate le va apăsa la un moment dat, că nu pot să fii de acord cu ce a făcut Portocală, mă gândesc eu. E? Mă gândesc. Așa, dar dincolo de asta, totuși, Ministerul Justiției pentru domnul Dragoș Tudorache de la Bruxelles, că dânsul a fost la interne și are niște idei și la justiție. De ce nu? E judecător la bază, domnul Tudorache. De ce ar fi de acolo? Deci, da, Victor. Da. Totuși, țara asta are nevoie de un guvern responsabil, are nevoie de construcții, are nevoie de infrastructură, are nevoie să iasă din criza medicală, n-are nevoie de sistemul de justiție care a existat în războiul român-român, toată lumea la pușcărie, cu toată dragostea. Mai puțin cei care sunt la putere și care s-au înfruptat în plin. Că pe ei nu i-a deranjat nici DNA, nici mama lui DNA, nici nimeni absolut. Știi foarte bine ce s-a întâmplat și știu și majoritatea telespectatorilor noștri. Deci nu poți să vii în momentul ăsta, deci cu un guvern cu USR va fi un guvern damnat, radioactiv. Ori ca să-l pui pe Florin Câțu, care a fugit de la poarta PSD-ului când i-a dus scrisoarea lui Marcel Ciolacu, sau a fugit în Parlament când era să fie premier, sau când a... Nu, este absurd. De asemenea, apropo cu de... generalul Ciucă. Da. Dom'le, tot respectul, toată dragostea. Aici economia nu se ridică că îi dai ordini drepți. Nu. Economia se ridică cu măsuri. Or, Ludovic Orban tocmai învățase în anul ăsta, cu garnitura asta tristă, că îi spuneam guvernul proștilor. Și nu mă refeream însă la el. Tot a reușit cât de cât să nu ne scufundăm cu totul. Lasă-l, domne, să meargă mai departe dacă te hotărăști cu Orban, dacă nu încearcă cu Rafila ca să respect și Constituția. E, uite, nu l-a lăsat nici pe Orban, nu-l vrea nici pe Rafila și l-a desemnat pe Câțu. Haide să vedem împreună, domnule Roșca Stănescu, modalitatea absolut spectaculoasă și inedită de alegerea unei propuneri de premier. Cum ați ajuns la această decizie împreună cu președintele Klaus Iohannis? Cum am ajuns? Da, cum ați ajuns? Le-am explicat colegilor. Am auzit. Ne puteți explica și nouă? Ați scris pe hârtie unul altul? Am văzut... A fost propunerea președintelui, pe care mi s-a părut foarte interesantă, ca fiecare să scriem separat, fără să vedem unul ce scrie celălalt, propunerea de premier. Și am scris același nume. Domnul Roșca Stănescu, înțeleg că a ieșit o linie cu trei cireșe roșii ca la păcănele și gata. Te întrebam dacă m-ai lăsat la coadă ca să pun concluziile. Evident, da, păi e ca în orice proces, doar ești absolvent de drept. Nu trebuie să pună cineva concluziile la sfârșit. Atunci sunt gata să vă șochez. Șochează-ne, uimește-ne. Am o apreciere deosebită pentru profesorul Rafila, dar nu l-aș fi pus prim-ministru în ruptul capului în perioada asta, pentru că după ce trec câteva luni, România nu mai este despre sănătatea populației. În România, marile probleme vor fi de natură economică și politică. Deci avem nevoie de o cu totul altă personalitate ca să rezolve probleme României. Fie de un economist de marcă, oricum nu este cel care va fi propus acest economist de marcă, fie de un om politic foarte viguros și foarte puternic. În niciun caz vorbim despre 4 ani, dacă suntem oameni serioși. Noi punem un guvern pe 4 ani, nu punem un guvern pentru câteva luni, până când va fi vaccinată populația. Sunteți convins că punem un guvern pentru 4 ani și nu pentru câteva luni?
În mod normal, dacă oamenii ăștia sunt normal la cap, ei se gândesc la un guvern pentru 4 ani. Eu sunt, pe de altă parte, sigur că vom avea alegeri anticipate, așa cum se înfățișează spectrul nostru politic. Nu o să reziste clasa politică mai mult de un an și nu o să reziste, după opinia mea, nici președintele Klaus Iohannis prea mult la Cotroceni și va fi lovit cu certitudine de o moțiune de cenzură împotriva lui. Va fi demis. Moțiunea aia de cenzură trebuie să mai aibă și susținere parlamentară. Și dacă Alexandru Rafila și PSD nu au cum susțin cei de dreapta susținere parlamentară să-și treacă un guvern, de unde ar găsi susținerea parlamentară să-l dărâme pe cel instalat? Pentru că se balansează politica României în câteva luni. Vine criza, se termină cu pandemia, vine criza economică, îi izbește pe toți în piept și încep să fugă ca iepurii de la un partid la altul. Asta se va întâmpla. Păi și cine ne garantează că cei de la AUR, probabil cei mai predispuși conform tradiției la destrămarea propriei construcții politice, ca și pe PDD-ul, nu se duc către partidele la putere, care sunt infinit mai atractive și din punct de vedere financiar și al drăgătorilor. Despre destructurarea AUR vreau să vă vorbesc. Sper să nu se întâmple cum s-a întâmplat cu partidul lui Dan Diaconescu. Sper să reziste. Sper să se întărească AUR cu naționaliști adevărați, nu numai cu securiști adevărați. Deci ponderea naționaliștilor și suveraniștilor adevărați să crească în AUR. Sper să se întâmple chestiunea asta, nu să se întâmple invers. Sper să nu fie destructurat acest partid, dar dacă va fi destructurat, eu nu cred că vor fugi ca iepurii la un partid pierzant, cum va fi PNL-ul peste câteva luni. Domnilor, să petrec lucruri absolut interesante, cel puțin în interiorul Partidului Național Liberal. Metodele generalului Ciucă, instalat teoretic pentru o perioadă extrem de scurtă la Palatul Victoria, sunt deja contestate de membrii cu ștate vechi al Partidului Național Liberal. E revoltă în Palatul Victoria și în PNL față de metodele folosite de interimarul general. Acesta i-a forțat pe apropiații lui Orban să demisioneze și, ca un gest de penitență, să anunțe presa că el i-a dat afară. În plus, Palatul Victoria a fost transformat într-un soi de garnizoană. Avem și stenograma incendiară din ședința care le-a pus capac liderilor liberali. De astăzi nu mai aveți funcții. Să spuneți în presă că eu v-am cerut demisia. Kelemen Hunor, președintele UDMR, este în direct alături de noi. Bună seara, domnul președinte! Bună seara! S-a grăbit domnul general Ciucă când a început cu curățenia pe la Palatul Victoria, că am văzut că s-a schimbat modificarea în seara asta. Nu știu dacă s-a grăbit, nu-mi dau seama. A ajuns la guvern și bănuiesc că a făcut ceea ce credea că trebuie să facă. La ce oră sunteți chemați mâine la Palatul Cotroceni, domnule Kelemen Hunor? Poftim? La ce oră v-a convocat domnul Iohannis mâine la Palatul Cotroceni? Nu ne-a convocat. Nu ați primit o invitație oficială? Invitație oficială? Bănuiesc că consultările vor începe sâmbătă. Nu, domnul președinte are programată pentru mâine, deocamdată nu se știe ora și încercam să o aflăm de la noastră o întâlnire cu liderii viitoarei coaliției de guvernământ, în care înțeleg că face nu și nu pot să vă dau nici eu ora, domnul Ciutaco. Nu puteți să-mi dați nici noastră ora, dar puteți să-mi confirmați ziua măcar. Au fost discuții pentru o întâlnire, dar mai mult nu pot să vă spun. Domnule președinte, vă mulțumește mai mult nominalizarea domnului Câțu decât cea anticipată a generalului Ciucă? Vedeți că eu prefer un guvern politic cu un premier politic. Domnul Ciucă este un militar extraordinar, un om care știe să conducă armata, a fost șeful statului de major, este ministrul apărării, dar pentru un guvern politic e bine să există și un premier politic. Deci nu avem nimic împotriva unui militar,
dar nu neapărat în funcția guvernului. De aceea eu cred că funcția politică este mult mai bună, dar să vedem dacă se confirmă sau nu, că știți foarte bine tot ce se aruncă pe piață s-ar putea să fie doar un biscuit de ronțăit. Nu știm dacă se va confirma. Păi, liberalii au spus că propunerea a fost votată de biroul lor permanent național după consultările pe bilețele ale domnului Orban cu domnul Iohannis. Păi atunci așa e, dacă așa au zis, așa trebuie. Păi și acum mă refer la identitatea prezumptivei propuneri, sau cel puțin formalei, propuneri făcute de PNL. Vă satisface? Aveți rezerve în privința domnului Câțu? Că, în definitiv, l-ați văzut la lucru. Noi l-am fi votat pe domnul Câțu și în martie, dar s-a retras în ultima clipă. Eu am spus și atunci, dacă intră cu această nominalizare, în martie, în cameră, va fi votat. Deci nu era nicio problemă pentru noi să-l votăm. Am văzut cum a gestionat problemele de la finanțe în această perioadă. Pentru noi a fost unul dintre puținele surprize plăcute. Nu am nimic împotriva domnului Câțu, dar să vedem cum vor fi discuțiile, să vedem ce crede domnul Câțu despre o astfel de coaliție, fiindcă ei până acum au guvernat în formulă monocoloră și... O să-l întreb și eu ceva pe domnul Câțu. Nu știu dacă este imediat toată lumea pregătită pentru o coaliție destul de dificilă de altfel, vă dați seama. Excludeți, domnule președinte, orice colaborare cu Partidul Social Democrat, că ăsta este unul dintre argumentele invocate de partizanii și artizanii construcției de dreapta din Parlamentul României, că niciunul dintre partidele care se vor strânge mâine la Palatul Cotroceni nu dorește să discute și să colaboreze cu PSD-ul. Eu am spus încă de anul trecut că viitoarea guvernare trebuie să fie de centru-dreapta și o guvernare stabilă. Acest lucru înseamnă în acest moment o formulă cunoscută, PNL-UDMR, USR. Bineînțeles că o colaborare parlamentară pe anumite proiecte nu este exclusă pentru formațiunile responsabile. Nu poți să spui că, domnule, nu, dacă vrei să amendezi Constituția, ai nevoie de PSD. Fără PSD n-ai cum să modifici Constituția. Deci am dat un singur exemplu unde va fi nevoie de un dialog și de o colaborare mult mai largă decât o coaliție stabilă de altfel majoritar, de 56%, dar pentru o amendare a Constituției va fi nevoie de o largă majoritate, de 2-3. Da, domnul Rămășcanu, deci ușa vă e deschisă, dar numai la proiectele de importanță majoră, înțeleg, de la domnul Chelemenhunor. Da, ca să-i aduc aminte domnului Chelemenhunor, cu care avem o colaborare veche și bună și sunt oameni serioși, suntem oameni serioși, aș pleca de la... Nu e momentul din zi, dar acel Ion Opochivanoc PSD, care a fost taxat de domnul Chelemenhunor foarte violent la acel moment și încă probabil că așteaptă scuzele președintelui pentru acel derapaj, cât îl face să fie de confortabil cu un guvern al cărui port standard este președintele Iohannis. Cât poate să fie de sigur că își investește capitalul politic într-o zonă în care să poată să-și impună proiectele? E foarte important cred întrebarea că asta pentru că cred că poate răspunde eram... domnul Hunor că Chelemen care vă și aude. Adică nu trebuie să mă da, fac... Da, pe asta era, știam că e acolo, de asta l-am întrebat acest lucru. Domnul președinte, puteți să răspundeți domnule Rămășcanu? E o întrebare legitimă, recunosc. În momentul în care președintele a făcut aceste afirmații, din punctul meu de vedere, și atunci nefondate, și astăzi, și în viitor nefondate, ne-a băgat în lupta politică fără să ne întrebe pe noi. Între PNL și PSD nu era nevoie să fim introduși noi în această luptă. Nici acum nu are nimeni, zic eu, niciun interes, sau nu ar trebui să aibă niciun interes să ne introducă în această luptă. Nu am uitat, nu se poate uita acele afirmații. În politică te uiți înainte și rezolvi problemele din trecut dacă poți. Eu cred că un bun creștin așa. Nu mi-e rușine nici cu PSD-ul, cu legea Trianonului. Doar să vă dau un singur exemplu. Deci, din acest punct de vedere, nu putem împărți lumea în, numai în răi. Nu încearcă nimeni să... Sunt nuanțe, dar acolo păi, sunt am greșit, domnul președinte, am spus și atunci. Și vă dați seama, dacă într-un război politic ești introdus, ce faci? Te uiți și reacționezi eventual sau te uiți și nu mai reacționezi în niciun fel.
Eu atunci am spus ce am avut de spus, punct. Și dacă vă acuza cu lumea că vă vinde domnul Iohannis Ardealul, că tura trecută... Nu vinde nimeni, nu vinde nimeni Ardealul. Știți discuția aia din 2014 între domnul Iohannis și domnul Ponta. Nimeni nu vinde Ardealul, nimeni nu vrea să cumpere Ardealul. Deci asta prostii. Păi deci nu, noi eram siguri că nu vinde Ciolacul Ardealul ungurilor, dar... Întrebarea era de ce era sigur domnul președinte Iohannis că se întâmplă asta. Întrebați-i pe domnul președinte Iohannis. Eu am avut ceva de spus, am spus atunci. Presa l-a tot întrebat, dar nu ne-a răspuns. Probabil că avea informațiile domniei sale. Dar totuși, vă întreb așa, sigur, dumneavoastră apărați foarte bine interesele minorității maghiare din România și faceți corect lucrul acesta. Și totdeauna am susținut că partidul dumneavoastră trebuie să facă parte din Parlamentul României, de asta aveți și pragul alternativ. Dar totuși, în momentul acesta, în opinia dumneavoastră, se respectă Constituția prin faptul că partidul care a câștigat alegerile nu este primul desemnat să încerce formarea unui guvern? Sigur, nu reușește, urmează al doilea, dar acum partidul care a câștigat alegerile nici măcar nu a fost chemat la negocieri ca să încerce formarea guvernului. Vi se pare nu că e spiritul Constituției? Nu știu dacă a fost chemat sau nu a fost chemat. Nu, n-a fost niciun contact până acum, ne-a spus domnul președinte Ciolacu un pic înainte. Constituția este extrem de clară. Constituția spune că cel care a obținut majoritatea 50+1%, atunci președintele are obligația să numească din acel partid să nominalizeze un premier pentru a forma guvernul. Când nu există o astfel de majoritate, atunci nu există această obligație constituțională. Este rest, spiritul Constituției, domnule președinte. Este vorba de spiritul Constituției. În această situație este și litera Constituției. Scrie 50+1%. Îmi pare rău dacă așa a fost scrisă Constituția. Așa trebuie respectată Constituția. Acolo ar fi avut o obligație președintele. Dezbaterea este extrem de interesantă, dar sunt nevoit să vă tai un pic elanul. Ne întoarcem în doar 20 de secunde, doamnelor și domnilor, când veți vedea și lista marilor surprize a celor care nu au mai prins Parlamentul României după mandate îndelungi și nu neapărat fructuoase. Tu protejezi viața celor dragi și a tuturor celor din jur doar dacă respecti regulile. Poartă masca și fă-o corect. Păstrează distanța fizică și evita aglomerațiile. Spală-te și dezinfectează-te des pe mâini. Încurajează-i și pe cei pe care îi întâlnești să-ți respecte dreptul la viață. Virusul ucide. Fii precaut. Salvează vieți înainte de a fi prea târziu. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Biroul Electoral Central a publicat și lista cu rezultatele finale ale alegerilor. Mari învingători sunt cei de la PSD, PNL, USR, Plus, AUR și UDMR, cei care de fapt au reușit să intre în Parlamentul României. De cealaltă parte avem partide renumite cu lideri importanți la un moment dat în viața publică autohtonă, care n-au reușit să treacă pragul și n-au prins loc în Parlament. E vorba, în primul rând, de Partidul Mișcarea Populară și de Partidul Pro-România. Domnule Chiriac, sunt convins că și dumneavoastră suferiți și ați arborat draperul în Berna alături de mine pentru tragica pierdere a domnului Băsescu, care va trebui să-și financeze fratele din fonduri proprii. Eu cred că amândouă partidele erau un beneficiu pentru Parlamentul României, o să te dezamăgesc, Victor, dacă reușeau să facă pragul. Și Pro-România și PMP-ul. Dar n-a fost să fie. N-a fost să fie. A jucat scârbile la mai bine. Uite că, de acord cu tine, sau cum spui tu, și-a dorit mai mult victoria. Sau ceva de genul ăsta, ai tu o zicere a ta. N-au făcut pragul, probabil că trebuie să își revizuiască, să se restructureze, să se reformeze. Mie să nu se disipe în celelalte partide. Dar mă rog. Eu cred că Victor Ponta, de exemplu, va avea capacitatea, forța să se reinventeze. N-ar cred fi prima asta. Oară. N-ar fi prima oară și eu cred că Victor Ponta are această capacitate. În privința Partidului Mișcarea Populară, regret, îl regret, o să râs pe Eugen Tomac. Fiindcă
Dar e europarlamentar, mai trăiește bine o vreme. Nu, nu asta e problema. Are ideea asta cu Republica Moldova. Și Simion de la Aurul are și iete că a ajuns la 10%. E adevărat, a exprimat-o altfel. A exprimat-o mai eficient. Altfel. Mai eficient, asta e situația. Dar, uite, absența celor două partide mici conduce la astfel de decizii discreționare. Nu? Că dacă erau și partidele acelea două și nu se împărțea, se reîmpărțea la celelalte partide cât se reîmparte, vreo 15-20%, care nu s-au repartizat partidelor mici, sunt convins că jocurile democratice în Parlament se puteau face și evident, altfel. Evident, da. Sorin Roșca Stănescu să mai dă de trei ori peste cap Traian Băsescu și să mai reinventează a 400-a oară în cariera lui politică publică sau gata, asistăm la până la urmă dispariția unui fenomen, că Băsescu a fost un fenomen în toate înțelesurile cuvântului. Eu cred, cum nu cred în coronavirus, cred întotdeauna ceea ce spune domnul Bogdan Chiriac. Ei, normal, slăvit fie numele în veci. Da, pentru că este un analist care de-a lungul timpului s-a dovedit a fi extrem de realist și de decis. În ceea ce privește, în ceea ce privește pe Traian Băsescu, după opinia mea, să-i fie țărâna ușoară, ca un politic. Doamne ferește de altceva, nu, adică nu ne ducem până acolo. Deci nu mai revine niciodată și după opinia mea, ar trebui să nu-și ducă mandatul până la capăt, nici la Parlamentul ce European. Ce l-ar împiedica să o facă, dacă tot ne-am apucat de... Faptul că este infractor. Faptul că a fost încă nu l-a rezolvat justiția. Securității nu a declarat, dar justiția se va pronunța mai devreme sau mai târziu. Ți se pare că s-a grăbit foarte tare justiția în privința cauzelor penale ale domnului Băsescu privind după retrospectiv? După opinia mea, acum, dacă tot n-am mai intrat în Parlament, o să intre într-o mișcare de accelerație, că am văzut cum funcționează justiția. Din păcate. Acum, în ceea ce privește pe celălalt competitor, da, după opinia mea, Victor Ponta încă are potențial politic, dar să vedem unde Dumnezeu o să se manifeste potențialul politic. Pentru că și-a bălăcărit partidul care l-a făcut premier și președinte și candidat prezidențial, a distrus și proiectul ALDE. Asta e și vina lui Tăriceanu, Nu l-a luat cu forța pe Tăriceanu, hai să nu exagerăm aici. Că Tăriceanu, dacă nu avea nevoie, nu se lipea. Tăriceanu s-a dus singur în această gaură neagră. Dar problema este că acest partid al lui Ponta nu se mai poate reinventa. Ponta s-ar mai putea reinventa, dar rămâne de văzut unde, către ce partid se va duce. Sorine, îți amintești acest că ți-au când duplicitar. Îți amintești că ți-au cântat prohodul lui Mircea Joană când ajunsese să-și facă partid în doi cu Vanghelie și să încerce să strângă energiile încă vreo 4-5 rude? Și au avut dreptate, pentru că uite Mircea Joană în țară nu a mai putut să facă nicio brânză. Pe el a făcut afară din alte motive pe care poate nu-i momentul să le discutăm în clipa asta. Dacă vreți să facem o emisiune specială... Și pe Ponta ce l-ar împiedica să-și fructifice experiența, relațiile și alte conexiuni de genul ăsta în străinătate? Dar asta e reinventare politică. Ponta nu are conexiunile pe care le-a avut Joana la Washington și nu le va avea niciodată. Da, dar nici chiar singur pe lume de Hector Malo nu e nici el. Da, mă rog, poate să ajungă președintele al unui partid din Turcia. Ceea ce nici măcar nu e puțin zilele astea, într-o perioadă foarte frământată pentru fotbalul mondial, în care Erdogan suferă alături de minoritățile, nu numai cele sexuale, ci și în general față de drepturile și libertățile cetățenilor. E un moment istoric, într-adevăr, în care dictatorul Erdogan suferă de focul fotbalistului Dembaba și al antrenorului Webo, sau cum îl cheamă pe ăla. Da, e frumos, e interesant. Domnule Prișcă, înțeleg că la dumneavoastră, sau dumneavoastră veți fi beneficiarii celor câteva figuri spălate de la vârful Partidului Mișcarea Populară. Sunteți deschiși?
La momentul ăsta noi avem o colaborare foarte, foarte bună la nivelul Consiliului Județene. În 23 de județe avem majorități constituite împreună cu cei de la PMP. La nivel local colaborăm foarte bine. În anul acesta, în aceste 13 luni de guvernare, am colaborat foarte bine și de fapt s-a văzut. N-ați auzit niciun fel de scandal, niciun fel de tensiune. Între...